Salut! Vreau să vorbim astăzi puțin despre capacul ăsta de 1016XP, vestitul capac cu supapă PCV. Vreau să înțelegem cum lucrează supapa asta PCV, care e rolul garniturii alea care se tot rupe și vă dă turație instabilă la motor. Bun, în primul și în primul rând, hai să înțelegem faptul că respectiva garnitură nu are nimic a face în a stopa uleiul să intre în motor. Da? Deci garnitura respectivă are doar rol de siguranță. În momentul în care există un vacuum prea mare în motor, se va ridica în sus, lăsând în felul ăsta aer proaspăt să treacă de aici, prin orificiul ăsta mic care comunică aici, să treacă în motor. În felul ăsta, supapa asta de siguranță împiedică crearea unui vacuum prea mare în motor, în cartelul superior și cartelul inferior. Bun, deci ideea e în felul următor. Gazele, așa zisele gaze, oricum sunt trase prin porturile astea, pe aici, pe aici și pe aici sunt trase. Vedeți? E canalul ăsta de comunicare. Pe aici, care comunică cu ăsta, comunică aici și mai apoi e tras prin gaura asta, pe aici, prin furtunul ăsta în admisie. Deci, de aici, din ăsta, e tras prin canalul respectiv, prin tulumba asta de aici, în admisie. De ce? De ce se consumă atât de mult ulei? E foarte simplu, foarte, foarte simplu. Porturile astea stau direct deasupra axelor cu came. Da? În momentul în care aveți turație mare, cred că știți de acum care aveți problema asta, când aveți turație mare, când sunteți în regim de autostradă sau, eu știu, la viteză mare, aveți cel mai mare consum de ulei. De ce? Pentru că, propriu zis, aici lobii axului, arborului, axului cu came, lobii lucrează în baie de ulei. Da? Aici e cam până la jumătate ulei. E bine, la turație mare, la turație maximă, forța centrifugală dezvoltată de către lobii ăștia aruncă ulei în sus. Pur și simplu ridică uleiul ăla la fileu, să zic așa, ridică direct în porturile astea. Deci tot uleiul e aruncat de către lobii axelor cu came la viteză mare în lobii ăștia. E bine, pe aici e tras uleiul prin canalul ăsta, e tras uleiul aici. E tras înăuntru, în motor. Garnitura respectivă nu împiedică cu absolut nimic pentru că, ia uitați, uleiul vine pe aici, ajunge aici, comunică cu partea asta și ajunge aici. Da? Acum, orificiul ăsta de aici e într-adevăr, se sprijină într-adevăr că se vede aici, că se sprijină pe el, dar nu se sprijină suficient pentru a opri uleiul respectiv în mod eficient, să zic așa. Nu se sprijină suficient pe ăsta, nu închide suficient aici. La cât de mult vacuum avem, e mai mult ca sigur că trage ulei pe lângă el. Acum, din păcate, aici i-a schimbat garnitura și a făcut o treabă. S-a spart toată partea asta. În opinia mea, cred că ar trebui capacul schimbat. Deci cam asta e istoria cu supapa asta foarte, foarte prost gândită și foarte, foarte prost construită. Da. Bun. Nu știu cât v-a ajutat. Sper să vă fie ajutat, măcar să știți care-i motivul pentru care consumă ulei. Deci astea sunt porturile prin care trage ulei, datorită aruncării uleiului de către lobby axului cu came direct în porturile astea de sucțiune, de tragere. Bun,
Cam atât.